Live 24 de ore din 24. 96,2 Radio Accent. 96,2 Radio Accent. Un radio pentru sufletul tău. Un radio pentru inima ta. 24 de ore din 24. Rămâi cu noi. Nu schimba frecvența, noi facem diferența. Radio Accent. Pune accent pe ce te interesează. Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, domnilor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Suntem în jumătatea săptămânii, prilej, aș spune eu, de a vedea cum merg lucrurile. Iată, în debutul lui 2023, spuneam și ieri, un an cu provocări. În cadrul unei entități aici, din peisajul local, o entitate ce contribuie din plin atât la buna gospodărire a UAT Târgu Jiu, dar și la ceea ce înseamnă menținerea treburilor din punct de vedere administrativ edilitare. Am deosebită plăcere de a discuta astăzi alături de domnul profesor Dorel Chirițescu, membru în Consiliul de Administrație al Edilitara Public SA Târgu Jiu. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Da, am mai fost. Așa este. Spuneam eu 2023, iată un an de provocări, un an ce vine din plin la continuarea proiectelor începute la edilitarea. Anul trecut, acum sunt puțin răutăcios, spre disperarea unora, edilitarea a fost angrenată în foarte, foarte multe activități aici în spațiul civic, evident prin fișa postului și prin ceea ce înseamnă contractele încheiate cu Primăria Municipiului Târgu Jiu, lucru care n-a fost chiar pe placul tuturor. Știți că, din păcate, nu doar în România, în toată lumea asta, atunci când lucrurile merg într-o direcție și se vede că e o schimbare, schimbare în bine, evident, nu toată lumea este mulțumită. Nici nu cred că putem, măcar teoretic, să mulțumim pe toată lumea. Haideți să vedem cum se va structura acest an, spre ce direcții, ce proiecte, ce activități majore va merge această entitate aflată, ca multe altele, în slujba cetățeanului. Da, mulțumesc pentru invitație. Este adevărat, eu nu sunt prima oară la noastră în studio, nici la radio, nici la televiziune. Și mă bucur că m-ați invitat, îmi face plăcere să mă exprim public, deși în ultima perioadă am fost, ca să zic așa, puțin mai reținut, pentru că în a ieși în spațiul până public. La urmă, da, până la urmă se produce un schimb de generații și e bine să, și în Târgu Jiu e bine să apară fețe noi, oameni noi. De acord cu dumneavoastră, dar dacă îmi permiteți, indiferent de generație, atunci când o voce are ceva de spus, parcă e păcat. Dar dincolo de asta, sigur, da, este o bucurie pentru mine să vorbesc despre această firmă, pentru că mă aflu acolo de o perioadă de timp și pentru că ca un cetățean al municipiului Târgu Jiu vedeam și eu ce se întâmpla în anterioritate cu această firmă și cu orașul și mă bucur că lucrurile și cu sprijinul meu, dar și cu sprijinul colegilor mei din Consiliul de Administrație Merg într-o direcție, zicem noi, bună. Dar, în primul rând, la ideea, evident, la ideea conducătorului orașului, la ideea primarului, a primăriei municipiului Târgu Jiu, aceea de a deschide puțin societatea. Pentru că nu mai este de ajuns doar să mături și să dai cu var pe borduri. Corect, perfect de acord. Ideea asta că trebuie să măturăm orașul cu mătura de nuiele și să văruim bordurile cu bidineaua este una pe care eu am urât-o foarte mult în perioada în care nu mă aflam în această zonă a Consiliului de Administrație de la Edilitara.
și eram un simplu cetățean care trecea pe stradă și vedea oameni și vedea lucruri. Și din cauza aceasta lucrurile s-au schimbat, după cum ați observat și dumneavoastră, după cum observă și cetățenii orașului. Adică, în primul și în primul rând, am încercat să alături de directorul general, de Adi Dăianu, că el este cel care face munca executivă, dar noi suntem în Consiliul de Administrație și dezbatem aceste probleme. În primul rând, am încercat să particularizăm societatea. Adică un angajat al edilitară să se vadă pe stradă că este angajat al edilitară. Pentru că acești oameni nu se vedeau, nu se știa pe unde sunt, nu erau îmbrăcați, nu erau inscripționate mașinile, utilajele. Deci una dintre primele măsuri a fost aceea de a individualiza cumva societatea, de a o pune în evidență, de a o vedea, de a fi vizibilă și din punct de vedere al cetățeanului. Adică să se știe, uitați, aici lucrează firma noastră, da. Sau aici este în stradă un om care lucrează la edilitarea și care face munca de, să zicem, de sector de strângere de hârtii, de gunoi. Sau face o muncă de reparație a unei străzi și așa mai departe. A fost o dorință a noastră, iarăși în 2022, pur și simplu să-i încălțăm, să-i îmbrăcăm. Deci, cu părerea de vreau să vă spun că fac trimitere din nou la trecut. Când îi vedeam iarna încălțați în tenis și dădeau la zăpadă, parcă aveam un sentiment de deznădejde. Da, nu-i tocmai cel mai plăcut peisaj să vezi astfel de oameni muncind din greu? Pur și simplu era un sentiment de deznădejde, pentru că ei sunt oameni care nu sunt de o condiție extraordinară din punct de vedere material, sunt oameni care, pentru care contează banii pe care îi câștigă acolo și ei țin foarte mult la joburile lor. Și iarna îi vedeam pe stradă, încălțați în teneș, uzi și dând la zăpadă, pur și simplu, fără niciun fel de echipament, fără niciun fel de protecție. Era zăpadă, era iarnă, era vară, era toamnă, ploua, ningea, erau îmbrăcați în tot felul de haine de acasă, în tot felul de improvizații de tip vestimentar, vă dați seama, pe care le aveau și ei. Deci pur și simplu i-am încălțat și i-am îmbrăcat. Și am insistat pe lângă șefii lor și insistăm în continuare ca acești oameni să fie încălțați și îmbrăcați în echipamentul pe care a fost achiziționat și care este un echipament corespunzător de protecție și de și din punct de vedere al vremii, dar și din punct de vedere al meseriei pe care o, adică un om care lucrează cu un utilaj și așa mai departe trebuie să aibă ceva în picioare de protecție sau niște mănuși, trebuie să fie un echipament special, specific. Apoi edilitarea, așa cum spuneam, a virat-o puțin din zona asta văruitului bordurilor și a strânsului hârtiilor de pe centru, ceea ce a rămas, că strângem în continuare, ținem orașul destul, ținem foarte bine din vedere al curățeniei, dar mai sunt și alte lucruri de făcut. Și aici, după discuții pe care am avut cu Marcel Romanescu, cu Adi Dăianu, noi, echipa de conducere, primarul a insistat foarte tare să reorientăm societatea înspre obiective mai mari, să fim mai ambițioși. Să lărgiți spectrul de activități. Da, să fim mai ambițioși. Pentru că în zona asta a prestărilor de servicii către primărie, a construcțiilor, a tot felul de obiective pe care Consiliul Local și primarul și le planifică pentru diferite perioade de timp, vedeți bine că se manifestă această penurie de firme serioase. Corect. De contractanți serioși. Din ce în ce mai greu de din ce în ce mai greu, pentru că se întâmplă un fenomen, da, pentru că se întâmplă un fenomen, este acest fenomen de, noi în economie spunem de ploaie cu bani, de bani din elicopter, noi asta spunem economiștii, când se întâmplă în economie că în piață vin mai multe surse de ordin financiar. Și atunci primăriile accesează tot felul de programe, tot felul de proiecte, au la dispoziție o paletă mai largă de proiecte pe care le pot pune în aplicare. Intervine în schimb
și cu asta se confruntă toți primarii din România în acest moment, intervine această poveste a partenerului cu care se execuți să face aceste lucrări. Ori noi am început în 2022 să ne manifestăm ca un partener, suntem firma primăriei, dar suntem și partenerul primăriei. Corect. În și un partener destul de serios, dacă îmi permiteți, personal pot opina asupra acestui aspect. Am fost, sunt și vreau să cred că voi fi cetățean al Târgu Jiului, cel puțin până închid ochii, poate și după, pentru că vreau să mă regăsesc aici în spațiul acesta sacru al orașului meu. S-a văzut schimbarea, stimate domn, cel puțin de când s-au cam modificat persoane, lucruri la edilitara public SA, s-a văzut schimbarea în bine nu doar a acestei entități de stat până la urmă, ci în tot ceea ce înseamnă activitatea civică în oraș, în activitatea utilitară gospodărească, activitatea de întreținere, de refacere, de reamenajare, de tot ce vreți. Adică din punctul meu de vedere, fără a supăra pe cineva, cred că vine momentul când, indiferent de numele tău, trebuie să lași locul altor persoane cu o altă viziune, cu o viziune poate mai apropiată de epoca, de locul în care te afli, în care trăiești, și lucrurile să se mai schimbe. Adică, repet, nu vreau să se simtă cineva din trecutul acestui oraș atacat. Dar vine momentul în care lucrurile se pot face și altfel. Și se vede. Acum, cum să zic, până la urmă trebuie să le mai și spunem lucruri. Corect. Cu riscul chiar de a supăra oameni. Discutam cu tine înainte de a intra în emisiune despre tinerețea ta editorială în presa locală, pe care eu am, ca să zic așa, am asemuit-o foarte mult cu tinerețea mea editorială din presa locală, deși noi suntem aproape generații diferite, și în care visam lucruri. Da. Cu toții cred că am avut despre această etapă a vieții. Despre ce vorbim? Adică, Dumnezeu, toată lumea își dorește să fie un oraș viu ăsta în care trăim, da? Dar n-am văzut-o timp de 18, timp, nu, ce 18, timp de 28 de ani, adică până prin 2018, da? Deci câți ani sunt? Din 1990 până în 2018 sunt 28 de ani. Da. Adică în 28 de ani în Târgu Jiu nu a existat o terasă în centrul orașului. Lucru pe care în alte municipii din țară, Dumnezeule, de peste 15-20 de ani. Dumnezeule, dar Occidentul pe asta stă de sute, da? De ani. Da. Da. Deci a socializa. Deci atenție la ce nivel de primitivism a fost condus acest oraș. Și evident că îi supărăm și vreau să-i supărăm. Pentru că nu poți să ții 28 de ani orașul într-o calicie din asta izolată. Da? Pentru că așa gândești tu. Că așa vezi tu orașul și așa crezi tu că e bine. Nu e bine. Este bine cum e bine. Este bine cum fac alții. Cum se întâmplă în lumea civilizată. Da. Adică este bine ca centrul unui oraș ca Târgu Jiu să fie plin de terase. Este foarte bine. Deși, vreau să-ți spun că există au existat o anumită rezistență și la asta. Deci orașul trebuie să facă un efort spre deschiderea lui către cetățeni și a cetățenilor către orașul în care locuiesc și să fie un gen de comuniune. Adică despre asta e vorba. Reciprocă. Despre asta e vorba. Adică să fie un spațiu în care oamenii comunică, în care oamenii se văd. Este fundamental ceea ce spun eu. Acum cred că intru într-o filozofie pe care oamenii sper să mi-o înțeleagă. Deci trebuie să ne știm între noi, trebuie să vorbim între noi, trebuie să socializăm între noi, că suntem aparținători acelui oraș. Și asta unde o facem cel mai bine? La o cafea, la un suc, la o înghețată. Da? Este extraordinar că se întâmplă asta, dar s-a întâmplat foarte târziu. E bine că s-a întâmplat. Better late than never. Da. Așa s-a întâmplat și cu societatea edilitară și cu alte lucruri, și cu alte și cu alte lucruri. Da, de fiecare dată am zis că în momentul în care s-a întâmplat acel lucru despre care o să amintesc acum, de fiecare dată când o să apar public o să spun acest lucru. Această bătaie de joc care i s-a întâmplat orașului Târgu Jiu în legătură cu acest centru civic, în momentul în care a fost transformat din stradă pe care circulau mașinile în spațiu de acces pentru spațiu pietonal. Este ceva timp.
Dar am să spun de fiecare dată că s-a făcut o enormă eroare renunțându-se atunci la piatra cubică și la granit și s-a mers pe această soluție a unui ciment amprentat, de care toată lumea care vine în orașul Târgu Jiu și care nu este aparținătoare a acestui oraș râde pur și simplu. Adică nu este posibil ca tu, edil, tu membru în Consiliul Local Târgu Jiu, să mergi să vezi orașe, să mergi să vezi Europa, să te înfrățești cu orașe din Europa, să vezi centre ale acelor orașe și când vii la tine acasă să pui ciment amprentat. Da? Deci nu este posibil așa. Și mai mult de atât... Așa ceva nu este posibil. Sunt de acord. Mai mult de atât, pe lângă acest total inestetic și nu știu cum se numesc, chici. E un chici. Acel beton amprentat este un chici. Ce să vă spun că atunci când plouă... Foarte urât. Da. Când plouă... Și există riscul, și de altă când plouă, există riscul din cauza faptului că în contact cu apa poți aluneca foarte ușor, există riscul unor accidente. Stau și mă întreb câte persoane s-or fi lovit. Știți că teoretic în statele civilizate, dacă pățești în spațiul public astfel de lucruri, americanii, de exemplu, care sunt procesomani prin definiție, se îndreaptă împotriva municipiului, împotriva administrației de acolo. Adică niște chestii total aiurea. Asta pe lângă faptul, repet, că este complet inestetic, ineficient, câți bani se consumă pe la întreținerea lui. Enorm, întreținerea da. Lui. Deci cel puțin două ori pe an, dacă nu mă înșel, se intervine da. Pe acel... Plus că mai circula o legendă, poate este legendă, nu știu, că nici până la momentul vorbirii nu s-a semnat acea recepție. Nu știu, o fi legendă, nu o fi legendă, știți cum e? Gura lumii nu o poți opri. Lumea vorbește. Lumea vorbea și vorbește. Eu cred că e legendă, pentru că fără recepție nu se puteau plăti sumele. În România poți decembristă... Da, complicat totuși. A fost vorba de bani foarte mulți, din păcate. Și fără a dezvolta latura întunecată a subiectului, pe care eu o cunosc foarte bine, din surse... Credibile. Proprii, credibile. Nu vreau să dezvolt această latură întunecată a subiectului, vreau doar să spun că acești oameni și-au bătut joc de orașul lor, punând acest ciment amprentat. E, acum... Există deja suma aprobată, sunt deja primăria Târgu Jiu, primăria municipiului este în procedură de achiziția serviciilor, adică a proiectării, a execuției și așa mai departe, și sperăm ca în 2023 să fie anul în care acest centru va fi schimbat. Plus că este această poveste a acelor fântâni acolo, acelui parc, acelor pom care au crescut necontrolat. Deci totul trebuie refăcut. Deci despre asta, revenind la ceea ce spuneai, la ceea ce spuneai tu și la atitudinea pe care trebuie să o avem în continuare. Da, oamenii se mai supără. Despre asta e vorba. Dar până la urmă planurile noastre trebuie să rămână în picioare. Și trebuie făcute lucruri. Într-un oraș în care totul este de făcut, trebuie să faci totul. Aud de câte ori merg, așa, în diferite contextualizări, în diferite vecinătăți cu diferiți oameni, aud și această părere, că la spart acest oraș, primăria municipiului Târgu Jiu, că se lucrează pe prea multe zone, dar despre asta e vorba. Aceste lucruri trebuiau făcute. Ele sunt, și apoi nu poți să amâni. Pentru că dacă amâni, este posibil să pierzi oportunitatea. S-a tot amânat câteva decenii. Adică au ruginit stâlpii în pământ în orașul Târgu Jiu. Da, da, și e de vină actuala administrație. Acum da? Nu sunt partizanul nimănui, dar da. Actuala administrație e de vină. Păi, despre ce vorbim? Adică actuala administrație vrea să-i schimbe. Și nu este ok că-i schimbă. Deci sunt ruginiți, o să cadă pe noi. Da, nu e ok. De ce să se facă alt deranj? Da, imaginați-vă. Da, au chestia asta, le-a intrat chestia asta. Dar eu asta o văd în general, există o tipologie de om pe care evident că eu l-am criticat permanent și în plan personal și uneori și în proximitatea mea și ca familie și ca prieten și ca om care trăiește între oameni. Adică există această psihologie a celui care nu-și zugrăvește apartamentul, pentru că dacă zugrăvește apartamentul, nu-și mai găsește cartea, periuța de dinți și hainele o bună perioadă de timp. Bună analogia. Și stau cu apartamentele, duceți-vă la ei în case, stau cu apartamentele nezugrăvite zeci de ani, da? Deși unii dintre ei poate chiar au bani. Da?
stau cu tot felul de lucruri, tot felul de improvizații, tot felul, pentru că acela este universul în care ei se simt bine. Da, poate. În plan individual, la tine în casă faci asta, ok. Că-ți permiți. Că asta e, e casa ta. Dacă ai sau crescut șobolan pe acolo, mă rog, vine un vecin și te reclamă, domnule, ăsta are șobolan în casă. Conviețuiești, că n-ai ce faci. Conviețuiești cu șobolanii, că ăsta e stilul tău. Dar când tu vii în centrul orașului și îmi spui mie, ai, domnule, iar sparge centrul orașului, iar lucrări, da, domnule, pentru că trebuie făcute. Nu putem să-l lăsăm așa, orașul Târgu Jiu, da? Deci el este un oraș, oamenii nu știu, este un oraș destul de turistic în acest moment, destul de vizitat. Sunt mii și zeci de mii de oameni care vin anual în orașul Târgu Jiu, din alte părți ale lumii și ale României și care apreciază lucruri, dar care văd și aceste lucruri despre care vorbim noi. Adică în momentul în care treci pe lângă un stâlp și îl vezi ruginit, este clar că ăla poate să scadă în cap. Pe da, mașină și așa mai și departe. Și practic și teoretic. Da. Și alte și alte și alte obiective. Da. Eu mă bucur, încă o dată spun, că sunt acolo, că am o expertiză cât de cât, pentru că eu sunt economist ca profesie, că discutăm aceste lucruri și că luăm în serios proiecte, parcuri, străzi, cartiere, reparații curente, pur și simplu le avem, ne mișcăm. Anul 2023 va fi anul în care vom achiziționa în continuare utilaje care sunt indispensabile. Care sunt indispensabile, pentru că nu a existat utilaje în edilitara pentru așa ceva. Pentru că edilitara nu și-a propus să facă un proiect ambițios de reabilitare străzi, de exemplu, pe care l-are Adi Dăianu, Marcel Romanescu ca primar și Adi Dăianu ca director general în acest moment. Deci este un proiect foarte, foarte ambițios de reabilitare cartiere și străzi, pe care îl vedeți desfășurându-se dinspre exterior, înspre centru. Sudul orașului cred că este un exemplu de ceea ce va fi, e drept, mai durează, în toate cartierele municipiului Târgu Jiu. Și mai este o problemă pe care multă lume n-a văzut-o încă sau dacă o vede nu prea bagă în seamă, o cam ignoră. Municipiul crește, municipiul se dezvoltă. Zone care până mai ieri erau, nu știu, teren viran, erau orice acolo, decât ceea ce ar putea să fie astăzi nu mai sunt așa. Adică să nu uităm că și aici, în proximitatea noastră, ceea ce se petrece și pe care multă lume poate ignoră, aici vom avea un proiect realizat în scurt timp. Și foarte ambițios. Extrem de ambițios și aici, extrem de complex. Spuneți. Da, și acolo, dar și acest parc aici, care va fi în proximitatea studioului nostru, da. Și care va face practic tranzitarea între două zone diferite ale orașului. Iată, orașul crește, apar cartiere noi, apar străzi noi în acele cartiere. Ori lucrurile astea, parcă ar fi și păcat, economic vorbind, să aduci din afară N entități care să facă lucrul ăsta, când se poate rezolva frumos, elegant, cu o entitate în conlucrare cu primăria. Da. Sau care aparține primării. Da. Da. Evident, avem și noi limitele noastre, nu putem lua orice tip de lucrare. Și asta e adevărat. Nu putem lua orice tip de lucrare. În schimb, sunt lucrări de aceste lucrări, cum să zic, de modernizarea cartierelor și a străzilor, pe care chiar dorim să o ducem până la cap acest proiect și să venim dinspre exterior, înspre centru, urmând, așa cum spuneam, ca în 2023 lucrările să înceapă și în centru civic, deranjându-i pe cei care, despre care vorbeam, pentru o perioadă de timp, în funcție de soluția pe care o vor da proiectanții, în funcție de constructori, deranjându-i pe oamenii care o să vadă că se lucrează acolo din nou. Nu dau nume de primar de municipiu pentru a nu se interpreta mai știu ce chestiune, însă mi-aduc aminte de declarația unui primar dintr-un important municipiu al țării, care spunea că atunci când a luat decizia dureroasă de a schimba irreversibil fața respectivului municipiu, se află la jumătatea unui mandat și mulți dintre critici, gata, pa, i-au pus cruce în ideea în care, domne, gata, ai făcut asta, e ultimul tău mandat, al doilea și ultimul, ești, pa, ești istorie pentru comunitatea noastră.
E, n-a fost deloc așa, spre finalul acelui mandat, i-a luat cam un an și până când a pus lucrurile pe picioare. Bună parte dintre critici, spunea primarul respectiv, aplaudau ceea ce a ieșit, produsul finit. Cândule, nu spuneați până mai ieri că sunt așa, 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 că am făcut asta, 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 că am mers pe 10 cartiere, pe 7 bulevarde și mai știu eu ce? Ba da, păi și astăzi? Da, domnule, dar ne place cum arată. Ne place ce a ieșit. Adică, dacă am avut răbdare atâția ani, atâtea zeci de ani, hai să mai avem puțin răbdare. Părerea mea, poate sunt subiectiv, dar nu cred că greșesc. Da, este un moment bun, pentru că în România, așa cum vorbeam, intră mulți bani. După pandemie, proiectele europene au venit și pe fluxul normal al capacității României de ca stat european de a accesa fonduri europene normale, dar a venit și acest plan național de reziliență, PNRR-ul, da. Da, PNRR-ul. Da, Gorjul are și această poveste a mecanismului pentru tranziție justă. Acel celebru FTJ, da. Eu acolo sunt mai sceptic, da. Nu știu. Da, om vedea. Ce se va întâmpla? Este posibil ca la un moment dat să apară sume. Da. Și în această zonă sunt fondurile guvernamentale, sunt banii primăriilor, sunt banii proprii. Surse de finanțare deci există. Sunt surse de finanțare destul de diverse. Acum, pe care eu sincer ca economist, nu le văd să mai existe așa o bogăție de surse, să zicem, peste 2, peste 5, peste 7 da, ani. Da, este foarte probabil. Pentru că acest mecanism al banilor care vin de peste tot și care, după cum vedeți, dau drumul unei inflații, dau drumul unor dezechilibre, nu poate continua foarte da. Mult timp. Și trebuie să profiți de ocazii. Adică ai ocazia să semnezi pe PNRR o grădiniță, un liceu. Apropo, fă-o atunci. Apropo. Dau, nu mai dau exemple de licee care au fost ținute pe sobe de teracotă până acum de curând, până acum 4-5 ani. Da, sunt în de acord că municipiului Târgu Jiu. Știu ce spuneți. Știu ce spuneți și în centrul municipiului Târgu Jiu. În centrul municipiului Târgu Jiu și veneau copiii și profesorii și înghețau la ore. În locul zero al județului și Gorj și municipiului Târgu Jiu. Și poate în clădiri istorice. Și în clădiri istorice. Deci nu poți, deci o asemenea indiferență. Deci o asemenea indiferență și acum când lucrurile se desfășoară și se vor desfășura, este, zic eu, că trăim un moment. Este exact cum spui și tu, este un pariu. Acesta este un pariu. Este, dacă aș fi puțin invidios, așa, este pariu pe care l-aș fi vrut să-l am eu pentru municipiul meu. Dar eu mă bucur că l-are un primar care este mai tânăr decât mine, nu din altă generație, dar mai tânăr decât mine, Marcel Romanescu, și pe care oamenii au pariat și el pariază în continuare și el pe oameni și pe oraș. Este un pariu în vigoare. Este un pariu în vigoare și în desfășurare. Eu zic că va fi foarte favorabil și pentru municipiu și pentru el. Și vom vedea asta la sfârșitul anului 2023, începutul anului 2024. Când o bună parte dintre proiecte se vor fi finalizate. O întrebare, e mai mult o curiozitate de interes personal. Ați citit și veți citi mult în această existență. Asta mi-e profesia. Sunteți genul, în primul rând, de persoană actiată după lectură, preponderent din domeniu, că mi se pare firesc, dar cu siguranță și chestiuni adiacente sau total diferite. Întrebarea mea, în momentul în care ați ajuns în Consiliul de Administrație al Edilitarea Public S.A., o entitate, deși pare privată, este totuși a statului, a unei administrații. Da, are un regim autonom de conducere, exact. Dar este a primăriei Târgu Jiu. Bun. Cât de greu a fost, că sunteți și un observator destul de abil al treburilor în societate, cât de greu a fost de schimbat mentalități? Știți că de obicei, în tot ceea ce are legătură cu statul, există o atitudine refractară la schimbare. Că schimbarea, na, aduce niște semne de întrebare pe care unii nu vor să și le asume. Nu vor să aibă dileme, nu vor să aibă ce va fi mâine. Iar în momentul în care dumneavoastră, un om care, repet, vede multe și le filtrează, ați ajuns acolo, cu siguranță ați luat pulsul. Da, este. Primul lucru pe care vreau să vă spun este acela că preocupările mele personale nu sunt din zona microeconomiei. Eu am fugit
prin preocupările mele personale în altă parte. Noastră, mă, cititorii, mă, tu, alții, mă, vedeți unde, cum și ce tip de preocupări am. Acum, dar în schimb eu sunt absolvent de liceu economic la Craiova, finanțe, contabilitate, când se făcea carte în liceu economic la Craiova, și sunt absolvent de școală, de facultate de finanțe, contabilitate. Și am practicat, am profesat. Deci sunt un om care vine din zona microeconomiei. Nu m-a sedus foarte mult să rămân acolo și am venit în universitate tocmai pentru că mi-au plăcut alte domenii și alte orizonturi personale, ca să zic așa. Deci mie mi-este foarte ușor să deschid o balanță și să spun exact ce se întâmplă acolo sau să mă uit pe un bilanț și să spun aici e problema, aici nu e problema. Foarte ușor mi-este, pentru că eu am făcut asta. Eu ca economist și ca elev și ca student și ca practician al economiei am făcut asta. Sau să spun ce e o calculație de preț și unde se greșește într-o calculație de... Nu mai dau exemple, că oamenii care sunt de specialitate știu despre ce vorbesc. Deci edilitara este o societate, cum să zic, nu greu de citit de către un bun economist. Pentru că ea funcționează pe niște reguli foarte clare. Adică banii vin și au niște culoare stabilite, pe care se știe. Da. Exact. Pe un buget, pe niște planuri de lucrări. Deci nu, acolo nu este... Pe ce îți propui să faci ca director general, ca și consiliul de administrație? Acum, ca atmosferă internă, ce să vă spun? Noi, oamenii au avut o percepție ușor, erau ușor dezorientați. Așa, în sensul în care totdeauna aceste schimbări produc o ușoară dezorientare. E natura umană. Da, pentru că oamenii își pun întrebări. Ce va fi? Ei sunt relativ conservatori în legătură cu statutul lor, deși acest conservatorism de multe ori se manifestă pe o înghețare a unui proiect personal. Adică nu aveau bani foarte mulți, nu erau bonurile foarte mari de masă, nu erau salariile nu știu cum, dar ei erau mulțumiți cu puținul acela. Cu aia că aveau. Și era constant, era sigur. Da, și când a venit Adrian Deianu cu noul Consiliu de Administrație, oamenii au avut un moment de întrebări. Un moment în care se manifestau ca atare. Adică ce va fi cu noi? Ce se va întâmpla? Cred că prima ședință, dacă nu într-a doua ședință de Consiliu de Administrație, după ședință am avut o discuție cu directorul general și am spus, zic, fii atent, că nu pot să spun asta în ședință, dar pot să-ți o spun în plan privat. Tot ceea ce faci în fabrica asta trebuie să faci pentru oameni. Dacă un om pleacă, pentru că tu l-ai dat afară pe o restructurare, pentru că ai redus un sector și trebuie să plece 3 oameni, ai făcut o mare eroare. Deci oamenii, dacă faci ceva în favoarea oamenilor, și pentru oameni, și pentru oraș, este foarte bine. Despre asta este vorba. Că vom regândi organigrame, le vom da altceva de lucru, că vom regândi sectoare, că vom dezvolta partea de construcții, că vom dezvolta partea de dotări, de utilaje, de transport și așa mai departe. Îi luăm și rugăm, se recalifică și așa mai departe, dar să nu ne gândim niciodată că am făcut o bravură dacă un om dăm afară, înseamnă că am eșuat. Pe o restructurare vorbim. Am înțeles. Și eu mă bucur foarte mult că și Marcel Romanescu și primarul și Adrian Dean au înțeles acest mecanism. Și noi am făcut tot ceea ce s-a întâmplat în ultimul an și jumătate, doi, s-a întâmplat în favoarea oamenilor, în favoarea orașului și în favoarea societății până la urmă. E adevărat că unii dintre ei nu au fost foarte încântați, că a trebuit să-și mai modifice puțin, să-și mai iau o calificare, să muncească mai mult. Adică să iasă puțin din confortul acela inițial. Da, despre asta e vorba. Dar sunt soluții, adică... Și ne propunem ca pe viitor să-i plătim și diferențiat mai bine în construcții, de exemplu, deja lucrurile au crescut, salariile. Deși cadrul legal stipulează cumva această... Da, cadrul legal s-a schimbat, da, și le-a mărit salariile, este vorba și despre creșterea salariului minim. Da, sunt niște modificări majore, care la prima vedere, pentru cetățeanul obișnuit, da, a crescut, nu știu ce a crescut, păi stai că nu e chiar așa, că toate astea vin înlănțuite. Ele trebuie puse în practică. Da, trebuie gestionate. Și trebuie gestionate apoi.
Da, trebuie gestionate pentru că costurile cu forța de muncă nu sunt foarte lejere. Adică, iar în momentul în care conduci o asemenea fabrică, eu îi zic fabrică, ea e societate comercială, dar eu îi zic fabrică, destul de mare. Da? Nu este vorba de 5 oameni sau de 50, este vorba de peste 500. Da. Cu sectoare, cu diferite sectoare. Cu tot ceea ce înseamnă, da. Și cu diferite... Deci, există un gen de anchilozare peste care trebuie să treci. Să-i dai flexibilitate, ia ceva timp să-i dai flexibilitate, capacitate de răspuns de tip managerial, de răspuns, pentru că e foarte important ca în momentul în care dai ceva într-un sector, o sarcină sau o direcție, să-ți vină un răspuns, pentru că... Feedback-ul. Bineînțeles, pentru că acolo trebuie să ai oameni... Ei sunt oameni tineri. Le e foarte drag, nou directorat nu s-a modificat decât în câteva, două, trei puncte. Restul sunt oameni care au fost în societate, care știu problemele, șef de servicii, directori și care, iată că încep să lucreze foarte bine. Piața Mare, de exemplu, ați văzut, începe să arate cumva. Apropo, piața aia, mergeam acolo, deci era evul mediu. Da. Și mai sunt și alte lucruri pe care le avem în viitor, într-un program mai amplu, așa ca să zic, cimitirul și alte obiective. Într-un final și cimitirul va arăta așa cum trebuie. Să vedem. Da. Sunt schimbări, sunt, să spunem, activități care, iată, s-au modificat. Paleta, cum spuneam și în debutul discuției noastre, paleta, spectrul serviciilor oferite de către edilitarea publică SA Târgu Jiu, cu siguranță s-a lărgit, este mult mai amplu. Ce vreau eu să punctez, pentru că toți suntem pe final de emisiune, cât este de important în viața unei entități precum aceasta, ca în permanență să te retehnologizezi, să apelezi la utilaje noi, în pas cu cerințele, în pas cu piața. Pentru că nu pot să uit ceea ce ați spus în debutul emisiunii de bidineaua aia clasică și de mătura aia de nuiele. Deci da, era ceva incredibil. Deci eram în 2017 sau în 2018 eram. Sau chiar în, eram, da, eram chiar în 2019, da? Deci mie, eu treceam pe stradă și mie mi se părea incredibil. Eu n-am circulat foarte mult, nu sunt un om care să fi văzut părți foarte întinse ale planetei Pământ, pentru că eu suport foarte greu avionul. Dar în proximitatea noastră, într-o proximitate a unor orașe din Europa, foarte, foarte mulți dintre noi au mers și au văzut lucruri. Deci nu puteai să strângi gunoiul în fărașul ăla de plastic și cu mătura de nuiele. Deci mi se părea incredibil. Plecând de acolo, am tot discutat, am tot dezbătut și am tot cumpărat lucruri pentru edilitara. Ele încep să se vadă deja pe străzi. Și se vor vedea și mai bine la anul acesta, în 2023. Este o operațiune simplă de a strânge hurtile de pe stradă. Dar nu este chiar de simplă, de exemplu, operațiunea de a strânge... de a strânge frunzele de pe stradă. Da, asta este o problemă, este o situație. Deci toamna, ați observat că toamna când bate vântul, este o nebunie. Acolo o mai faci și manual, dar îți mai trebuie și utilaj, aspiratoare și așa mai departe. Și apoi când intri pe lucrări mai complexe, cum este asfaltarea la un nivel tehnic performant al unei străzi, ai nevoie de utilaj. Ori primăria a tot cumpărat utilaje. Începând cu 2023 o să avem și freze și mașini complexe de asfaltat și așa mai departe. Toate la dispoziția edilitare pentru municipiul Târgu Jiu. Da, fiind acum iarăși puțin răutăcios, că n-o să închidem emisiunea așa cum am început-o, nu? Cu răutăcisme. Păi de ce să nu fim răutăcios? Este foarte bine să fim și critici. Și eu, în general, sunt permisiv și la cei care mă critică și pe mine, pentru că trebuie să rămânem deschiși în acest dialog. Pentru că și noi putem greși, și alții au greșit. Dar ceea ce s-a întâmplat în orașul Târgu Jiu, vreau să vă spun, acest medievalism este ceva impardonabil. Și, mă rog, sunt foarte supărat pe chestia asta. Am fost foarte supărat pe chestia asta.
ca o paranteză. Deși nu mai sunt la vremea entuziasmelor. Da. Și a marilor proiecte personale politice și a marilor vise, dar faptul de a merge totuși printr-un oraș curat, frumos, cu străzi, cu borduri, cu lumini, cu lumină, da? Începe să fie luminat în sfârșit orașul Târgu Jiu, în sfârșit transporturile, Dumnezeule, ce transport public aveam. Vă amintiți că stăteam în spatele acelor autobuze când le porneau din stație? Eu merg constant cu... Leșinai, te sufocai. Deci ca acele autobuze pe motorină distruse, troleibuzele... De acele troleibuze cu burduf, acelea duble, da, articulate, cum li se spunea lor, și unde, din cauza anilor ce au trecut peste acele mijloace de transport, apăruseră în acel burduf, apăruseră nu găurici sau găurele, găuroaie. Da. Mi-au aminte o scenă, erau telefoanele mobile de ceva timp apărute, unui cetățean i-a picat efectiv prin acel burduf telefonul. N-a avut cum să oprească omul, să-l determine pe șofer să oprească. La prima stație a coborât omul, nu știu dacă și-a mai recuperat telefonul, dar ca idee. Da. Adică episoade pe care nu aș vrea să le mai revăd vreodată. Într-un fel sau da, din asta este compusă viața noastră, de fapt. De fapt, din asemenea episoade și din asemenea stări este compusă viața noastră. Pentru că toți suntem aici, toți trăim aici și toți vrem... Cu excepțiile despre care vorbeam, că nu-și zugrăvește apartamentul pentru că este incompetent și indiferent și obtuz, da? Oamenii doresc binele și răspund la bine cu bine. Întotdeauna. Adică, întotdeauna, la bine oamenii răspund cu bine. Suntem la final de emisiune, estimate domnă, mii de mulțumiri pentru prezență, putere de muncă. Va fi un 2023 cu provocări? Da, da, 2023 cu provocări, bine zis. Cu provocări. Da. Însă vreau să-mi promiteți, pentru că este o plăcere să discutăm aspecte cotidiene și nu numai împreună, că atunci când programul pe care îl aveți vă permite, ne veți onora cu o nouă prezență. Da, cu mare drag. Să mai lăsăm timpul să vedem, să mai avem ce discuta. Perfect, de acord. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatului nostru, o zi cât mai plăcută. La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina.